Fruntașii USL-ului Gorjan și-au depus astăzi listele cu candidații pentru președinția Consiliului Județean și pentru posturile de consilier județeni. În felul acesta, Alianța USL de la județ este prima care depune dosarele cu candidaturi pentru alegerile locale din 10 iunie. Surpriza zilei a fost excluderea de pe liste a vicepreședintelui PNL Radu Angheloiu, cel care ocupă în prezent și funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean. În cursul zilei de astăzi de dimineață am avut o discuție cu domnul președinte Dian Popescu. Eu îmi alcătuisem dosarul în cele 4 exemplare pentru lista de consilieri județeni, conform discuției care am purtat-o ieri. L-am întrebat pe domnul președinte care este situația, mi-a spus că nu intru în vederile dânsului pentru o poziție eligibilă. Radu Angheloiu se arată dezamăgit, mai ales că în urmă cu ceva timp declara că își dorește încă un mandat la conducerea județului. Eu am activitate îndelungată în acest partid de 20 de ani, niciodată. Am mai trecut prin situații mai dificile. Mișcarea de culise căreia i-a căzut victimă este pentru Radu Angheloiu trădare. Cred că acest lucru, e ultimul din lucrurile care se pot face în politică. Locul lui Radu Angheloiu la Consiliul Județean este dorit de fostul inspector guvernamental Victor Banța.